Și a zis, vino de seară, cam să-ți spun. Și l-a întrebat pe Dumnezeu, Doamne, anul ăsta oare să dăm ploaie pentru răutatea lumii? Nu, nu o să dau ploaie. A fost o vorbă așa a lui Dumnezeu. Ca să vedeți că nici apostolii nu știu ce știe Dumnezeu, nici Dumnezeu nu le spune apostolilor ce știe El. Deci învățătorul întotdeauna e superior învățăceilor, iar învățăceii nu pot să ajungă vreodată chiar deasupra învățătorului. Și ăsta a stat toată vara la umbră și când a venit toamna, toată lumea își ducea roadele la hambar și el vine la Petru și îi spune să-mi iei o audiență la Dumnezeu. Da, nicio problemă cu nate. Ajunge ăsta în fața lui Dumnezeu și spune, Doamne, de ce ții cu tine apostoli care sunt mincinoși și nu spun adevărul? Dar ce s-a întâmplat? Păi l-am întrebat pe cumnatul meu Petru și a zis că anul acesta va fi secetă. Și eu n-am pus nimic în pământ și toată lumea care roade acasă și uite, eu acum mor de foame. Păi așa este, eu n-am zis că dau ploaie, dar n-am zis că nu dau roade. Deci, apostolul Petru este cel care gustă în viața lui pământească aceste încercări, pentru că de multe ori face snoave omenești. La un moment dat se supără când vede că fiii lui Zevedeu, Ioan și Iacov, vor locul din stânga și din dreapta, ne confirmă Evanghelia lui Matei. Și s-au întristat ceilalți apostoli văzând ce cere mama fiilor lui Zevedei. De vei fi, Doamne, într-o împărăția ta, pe unul să-l pui de-a stânga și pe unul să-l pui de-a dreapta. Și ce spune Hristos? Nu este mie da stânga și dreapta. De ce? De-a dreapta vor fi cei mântuiți, iar după dogma Sfintei Scripturii, astăzi stă Fecioara de-a dreapta în haină înfrumusețată și împodobită, Maica Domnului, în lanțuri de aur, adică în virtuțile feciorești ale curăției și misticii dumnezeiești, și de-a stânga stă Ioan Botezătorul, cel care a botezat pe Dumnezeu și i-a pus mâna în creștere. Deci din toți oamenii de pe pământ, un singur om i-a putut pune mâna în cap lui Dumnezeu, Ioan Botezătorul. Și nu oricum, ci printr-o descoperire mistică totală, pentru că primește vestea chiar de la Dumnezeu, acela mi-a spus, nu putea să-i spun altcineva decât Dumnezeu, sau poate chiar prin glasul îngerului sau prin glasul de tunet. Și de ce vorbim de glasul de tunet? La schimbarea la față auzim, acesta e fiul meu iubit întru care am binevoit, vă rog să-l ascultați, pe el să-l ascultați. Același lucru îl găsim când Iisus spune în mijlocul ucenicilor și a poporului, Tată, preamărește-mă să te preamăresc. Și ce se aude? Acesta e fiul meu iubit pentru care am nevoit, pe el să-l ascultați. Și la bobotează același lucru. Din nou vorbește Tatăl, cuvântul veșnic, care spune că la Dumnezeu era cuvântul prin care toate s-au făcut și fără de care nimic nu s-ar fi făcut. Și spune, acesta e fiul meu iubit în care am binevoit, pe el să-l ascultați. Ei, aflați că Ioan Botezătorul aude aceste cuvinte în pustia Iudeii, lasă totul, vine la Iordan, îl caută pe Iisus, nu stă ca noi să dea telefon, să afle care e adresa, buletinul, CNP-ul, peste care vei vedea Duhul pogorându-se, dar nu oricum, în chip ca de porumbel, și peste care va ședea, acela este. Și ce a spus Ioan Botezătorul? A făcut teologii? Nu. Mielul lui Dumnezeu ce ridică păcatul lumii. Petru era de față la aceste lucruri și totuși cu toată această vedere duhovnicească și aceste minuni nemai întâlnite, bolnavi vindecați, surzi care auzeau, leproși curățiți, orbi care vedeau, muți care grăiau, îndrăciți care s-au vindecat, în momentul când ajunge la locul numit Gavata, Petru trăiește drama omului neputincios. Nu-l cunosc pe omul acesta. Corect. Dacă am luat din punct de vedere terminologic, teologic al Scripturii, n-avea cum să-L cunoască. Teologia lui Dumnezeu este fără de margine. Dar noi ne ducem la ce ne interesează pe noi pământenii. Nu ai cum să-L cunoști pe Dumnezeu în adâncurile Lui, în esența gândirii dumnezeiești și în lucrarea energiilor necreate ale puterii Duhului Sfânt, atâta timp cât nu ai lumina cunoașterii și trăirii Duhului Sfânt în tine. Deci Dumnezeu nu se descoperă celor necurați, ca să folosim un cuvânt simplu. Deci Petru încă nu era ajuns la curățirea și desăvârșirea de care avea nevoie. Și de ce spun lucrul acesta? Râvna găsim în apostol. Trupul este neputincios, sufletul osârduitor.
Adeseori Duhul nostru se roagă cu suspine negreite la Romani. Găsim iarăși scris acolo, nu fac binele pe care îl voiesc, ci rău care nu îl doresc. Comoara noastră stă în vase de lut. Comoara lui Dumnezeu stă în vase de cinste și de necinste. Deci poți să ai un suflet într-un ticălos, într-un trup spurcat și poți să ai un suflet într-un trup curat. Deci vase de cinste și de necinste. Dumnezeu nu pângărește, Dumnezeu le veghează pe toate. Dar vine cu două argumente forte care vine și spune: trupul vostru este templu Duhului Sfânt, de-aia n-ai voie să-l distrugi, să-l arzi, să-l mutilezi, să-l nenorocești. Și aici aș putea face abstracție câteodată de ceea ce spunem noi prin Apostolul Pavel și de obicei le-o spune femeilor, dar nu în sens de răutate, ci în sens de conduită, zice frumusețea femeii, nu-i doar să-și împletească părul, nu-i doar să se împodobească, ci să aibă smerenia, bunăcuvința, adică trebuie niște calități care să-i dea frumusețea interioară. Îl ține minte pe Ioan cel Mlostiv, Patriarhul Alexandriei, când undeva într-o slujbă arhierească a trecut Taisia desfrânată, la vremea respectivă fiind o distinsă și frumoasă doamnă, tânără și plină de aur și de bogăție pe ea, și episcopul a întors capul. Și un preot de acolo, un nerod din popor, a zis: uite, episcopul nostru s-a smintit. Și el s-a întors așa zâmbind și a zis: o, ce mărunt poți fi! Nu la asta mă uitam. Mă uitam la frumusețea ei exterioară, ce ar fi dacă s-ar converti în frumusețea ei interioară. Și Taisia a auzit și a spus: ați vorbit de mine. Da, de tine am vorbit. Câtă frumusețe exterioară și ți-ar trebui și puțină frumusețe interioară. Și s-a dus și s-a făcut călugăriță și a dat toată averea și s-a făcut pusnică pe acolo, prin Palestina. V-am spus lucrul ăsta nu în ideea de a vă palestini toate, ci în ideea de a înțelege că pe lângă frumosul exterior, în primul rând trebuie să cultivăm frumosul interior. Ne întoarcem la Petru, al nostru. Intră în grădina Ghețimanii, plin de râvnă, că de râvnă vorbeam, și apare primul soldat roman cu ciomegere, cu cohorta, când vreau să instituie procesul lui Iisus, să-l prindă ca pe un răzvrătit. Și scoate Petru sabia din teacă și cu atâta șmecherie o mânuiește încât îi zboară lui Malcus urechea, sluga arhiereului. Iisus îl vede și îi spune: bagă sabia în teacă imediat. Cine scoate sabia de sabie va pieri. Și ce îi spune Iisus lui Petru acolo în grădină? Ceea ce vă spuneam eu, n-avea, eu nu-l cunosc pe omul acesta, dar n-avea de unde să-l cunoască, logic. Petre, un singur semn, dacă fac, 12 legiuni de îngeri șterg tot într-o clipă. Aici nu rămâne nimic. Dar lasă să se împlinească Scriptura. A mai și scuipat Iisus pe urechea și a mai și pus-o lua la loc, la cârpit, cum se spune, cum pui tu tocul la pantof când sare. N-a învățat nimic Petru din asta. N-a văzut că stă de vorbă cu Dumnezeu, deși spune exegeții și cu predilecție Teofilac Bulgaru, spune așa că n-a scos sabia de putere și de vitejie, mai mult de frică și de teamă. Se temea că fiind atacat Iisus își pierde ei sensul existenței lor în jurul lui Iisus. Mai întâlnim acest act încă o dată de slăbiciune, nu numai la Gavata. Îl găsim imediat după înviere, deși Iisus îl iartă pe Petru, îi spune: paște oile mele, paște melușeii mei, ție îți voi da cheia împărăției cerului, tu vei lega și vei dezlega, ce vei lega legat va fi, ce vei ținea ținut va fi, mergeți, învățați toată lumea, umpleți lumea de dreapta credință, stați în Ierusalim, umpleți-vă cu puterea de sus. Eu v-aș vorbi toată ziua, eu încerc să vi le sintetizez ca să le aveți cu grămadă în cap așa, să le puteți găsi acasă după aia când citiți Noul Testament. Și iată-l pe Petru, prins și dus în temniță. În momentul când sta în temniță, iarăși l-a luat frică. Iisus nu mai putea coborî, deja s-a înălțat la cer, pe scaun cu Tatăl, toate umplunile acelea ce i-a cuprins. Vine îngerul, dă lacătul jos, îl pune alături, deschide frumos ușa, îl ia pe Petru de mână și pe alți apostoli, îi scoate în stradă și ce le spune? În cetate. Vestiți cuvântul lui Dumnezeu așa cum v-a spus Hristos.